Și spunea înțeleptul: n-ai unde ajunge dacă nu știi unde vrei să ajungi. Înțeleptul nu era de la noi, dar a spus-o și despre noi. Istoria e cu coană mofturoasă, de verde, numai pentru cei care o plămădesc. Noi încă stăm în rând, fără să știm când ne dă verde. Și nu istoria e de vină. La asta mă gândesc după ce am cutreierat o bucată de Europa și după ce am discutat cu primele persoane din mai multe state, azi membre UE, iar ieri pe aceeași linie de start ca și noi. Discuțiile, dragi privitori, vi le-am prezentat în câteva emisiuni anterioare. Desigur, am comis și greșeli pe parcursul aderării și dacă ar fi să negociem încă o dată, anumite lucruri le-am face altfel. Pentru a păstra consensul național, trebuie să mențineți vie speranța și convingerea cetățenilor că apropierea de Uniunea Europeană și eventual aderarea va aduce beneficii. There is no strong political will to implement, then all good laws are just papers. Fără o voință politică puternică, toate legile bune sunt doar hârtii. Acest lucru îl spunem foarte sincer și deschis interlocutorilor noștri moldoveni atunci când ne întâlnim. Nu sunt suficiente planurile de reforme mărețe cu 150 de puncte, cu ce veți schimba sau cum legile bune sunt aprobate. Vrem să vedem modul în care acestea funcționează. Cetățenii trebuie să-i tragă la răspundere pe politicieni. Those politicians accountable. And all of the politicians, all of us. Toți politicienii trebuie să accepte transparența, dreptul de acces la informație pentru toți cetățenii, ceea ce de fapt ne determină să ne facem munca într-un mod mai responsabil. Convingeți Uniunea Europeană prin rezultatele muncii voastre că meritați să fiți membri și că veți adăuga valoare Uniunii Europene. That you will be an added value to the European Union. E dincolo de înțelegerea mea. Este complet irațional să fii anti-european, având ca vecini state europene. De ce am fi împotriva? Este absurd. Puterea politică trebuie să aibă curajul de a lua decizii dificile, dar corecte, fiind conștientă de faptul că ar putea pierde următoarele alegeri. Din punct de vedere politic, ceea ce este cel mai important este să unești oamenii, să-i motivezi și să încerci să-i convingi că acest lucru este important pentru viitorul țării. Cred că asta este cea mai mare provocare pentru orice lider politic în țara voastră. În rest, este schimbarea legilor, acuisul comunitar adaptat, independența justiției. Toate aceste lucruri sunt dificile, de lungă durată, dar mai tehnice. Pe plan politic, însă, ceea ce contează este consensul. În cazul nostru, toate partidele politice au stat în spatele ideii de a deveni membri ai Uniunii Europene. Aveți nevoie de angajament și încredere în viitorul vostru, pentru că totul este doar în mâinile voastre. Când oamenii se vor convinge că reformele nu sunt mimate, ci puse în aplicare pas cu pas de parlament, municipalități, ONG-uri, fiecare cu responsabilități și termene de realizare, atunci aceste reforme vor produce rezultate tangibile. În procese cât de mult posibil. Cu siguranță ați sesizat și domniile voastre, ca și mine, un adevăr reiterat de toți acei cu care am vorbit. Țările pe care le reprezintă, că e vorba de Republicile Baltice, Croația ori Cehia, au pornit accelerat spre integrarea europeană, după ce în societate a existat un consens, o voință și o responsabilitate comună de a parcurge calea către UE. De ce noi, nici după un sfert de veac de la independență, nu putem ajunge la respectivul consens și voința comună? Mi se pare extrem de important să răspundem la această crucială întrebare, dacă dorim cu adevărat să ajungem în rând cu lumea bună. Să ajungem acolo unde guvernanții și guvernații nu sunt luni paralele, acolo unde omul este valoare, unde demnitatea umană nu-i monedă de schimb. Cred că răspunsul trebuie căutat împreună cu cele mai indicate persoane, primele în stat, în diferite perioade istorice.
Altfel spus, vom încerca să ne adumerim ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu noi, unde am fost și unde am ajuns, dacă am ajuns, împreună cu ex-președinții țării, începând chiar cu Mircea Snegur, primul președinte și președintele, se pare, a cele mai tulburi perioade din istoria nouă a Moldovei. Domnule președinte, cum apreciați parcursul istoric al Republicii Moldova de la 1991 încoace? Unde am fost și unde suntem? Păi am fost în componența ex-URSS, care prezenta un conglomerat creat artificial, cu forță, și în care predomina un regim dictatorial, directivist, aș spune, nouă, revenindu-ne rolul de executor al indicațiilor venite de la centru, adică de la Moscova. Nici vorbă de libertate în gândire și acțiuni. Perestroica gorbaciovistă a creat condiții pentru impulsionarea deșteptării intelectualității noastre autohtone, care au creat mișcare de eliberare și renaștere națională, și având întreaga susținere a populației, a poporului nostru, cu aportul deputaților din Parlamentul ales în anul 1990, a reușit mai multe izbânzi, dintre care, după părerea mea, cele mai importante au fost adoptarea declarațiilor de suveranitate și de independență. După convingerea mea fermă, începând cu anul 1991 și până în prezent, clasa politică, conducerile țării, repet, cu susținerea poporului, au reușit edificarea și consolidarea statului independent și suveran Republica Moldova, stat bazat pe drept, în care se respectă toate drepturile omului, inclusiv și a minorităților naționale, stat democratic cu toate atributele necesare, cu propriul sistem de securitate, cu o economie liberă de piață, stat recunoscut de toată lumea. Este în firea lucrurilor, domnule președinte, ca țara să-și dorească să se alinieze la statele unde legea și grija pentru cetățean stau în capul mesei. Cum ați contribuit dumneavoastră la împlinirea acestei dorințe? Cu ce vă mândriți și ce regretați, poate? Despre contribuția mea la realizarea dezideratelor nuanțate de dumneavoastră, nu ar fi modest să vorbesc eu. Am fost parte a eforturilor conjugate a clasei politice, deci susținute de către popor. Dar asta nu înseamnă că eu nu am trecut toate evenimentele prin sufletul meu sau nu le-am trăit la maximă intensitate. Vis-a-vis de alinierea la statele exemplare, trebuie să spun că această dimensiune a fost pusă pe ordinea de zi chiar a doua zi după proclamarea independenței. Tuturor țărilor le-a fost expediate scrisori cu textul declarației de independență și cu doleanțele noastre de a stabili relații diplomatice și de a colabora. Mai apoi a urmat un șir de vizite pe linia Ministerului Afacerilor Externe pentru a da lămuririle respective în acest context. Grație măsurilor întreprinse la care m-am referit, la scurt timp Republica Moldova a fost recunoscută de către țările lumii. O a doua contribuție a fost cea de aderare a Republicii Moldova la organismele internaționale. Organizația Națiunilor Unite, OSCE, Consiliul Europei, aderarea la actul final de la Helsinki, la Carta de la Paris și altele. Mă mândresc cu
cele reușite cu cele realizate în vederea consolidării statului și scoaterii lui în lume. Din regrete pe plan intern, bineînțeles, aș menționa conflictul armat de la Nistru, care ne-a fost impus de forțe ostile din afară, la inițiativa, bineînțeles, a separatiștilor locali. Mai departe, desfășurarea mult prea lentă a tranziției, ineficiența unor reforme economice, precum și exodul masiv al oamenilor noștri peste hotare. De ce țări cu care Moldova a pornit cam din același start, și mă refer aici la statele baltice, România, Bulgaria, au evoluat atât de mult în comparație cu noi? Ce au avut ele și ce n-am avut noi? Păi, au evoluat pentru că au fost țări, inclusiv și republicile baltice, care până la ocuparea lor de către URSS, conform pactului Ribbentrop-Molotov, au fost țări de sine stătătoare și au avut o susținere consolidată din partea comunităților mondială și europeană. Noi nu am avut această susținere pentru că eram anonimi. A trebuit mai întâi să creăm statul pe loc gol, fără experiență, fără cadrul legislativ și fără multe alte componente necesare. Ori aceasta, bineînțeles, că a necesitat timp mai îndelungat și mai multe eforturi. Cu toate acestea, grație mai multor proiecte realizate, mai multor eforturi, eu consider că rămânerea în urmă nu este atât de mare încât să ne producă o deznădejde oarecare. Eu zic că suntem pe calea cea dreaptă și cât de curând posibil, bineînțeles, dacă vom fi cu toții serioși și ne vom consacra acestui proces, această rămânere va fi lichidată. Experiența căror țări, domnule președinte, o considerați relevantă și necesară pentru dezvoltarea Republicii Moldova? Sau trebuie să inventăm propria bicicletă? Nu, nici într-un caz nu avem nevoie să inventăm propria bicicletă, pentru că în lume, într-adevăr, există experiențe care s-ar potrivi de minune pentru Republica Moldova, dar trebuie să conștientizăm că orice experiență a mai multor țări, pentru că nu vreau să numesc o țară anume, deci trebuie valorificată aici la noi, ținând cont de specificul și de mentalitatea noastră. În caz contrar, ea nu va asigura rezultatul scontat. Și în cazul dat, eu pot să mă refer și la un exemplu concludent, cum ar fi privatizarea contra bunuri patrimoniale, copiată, dacă nu mă înșală în memoria, de la Cehia. Aceeași ordine de idei trebuie să vă spun că există și exemple pozitive, cum ar fi, de exemplu, realizarea unor proiecte italiene de producere a fructelor înalt calitative, a pomușoarelor sau a celor olandeze de producere a legumelor și altele. Deci se poate. Avem de la cine și avem ce învăța. De ce nu o facem? De ce dorința de a trăi europenește rămâne mai degrabă o lozincă de partid decât un plan de acțiune în sine? Cât ceva se face, cel puțin se încearcă și la noi, dar din păcate mai mult haotic, din propria inițiativă a producătorilor care nu au susținerea cuvenit din partea statului. Noi de multe ori îi vedem la televizor pe unii demnitari de rang înalt, plăcut surprinși la fața locului
Deci, vizitând unele, le vezi super intensive cu infrastructura necesară sau a plantațiilor de pomușoare noi pentru Republica Moldova. Dar o politică clar definitivată sau un plan de acțiuni, cum v-ați exprimat dumneavoastră, în această privință nu există și ar trebui să ne dăm bine seama că în condițiile reorientării către piața de desfacere europeană și cerințele mai înalte a standardelor respective, acțiunile de acest gen ar trebui totuși canalizate la nivel de țară pe dimensiunile cuvenite. Cât de importantă în viziunea dumneavoastră, domnule președinte, este o idee națională împărtășită de majoritatea cetățenilor pentru progresul țării? După mine, chiar dacă ar părea neoriginal, ideea națională constă în patriotism. Noi trebuie să iubim Moldova, trebuie să fim mândri că suntem cetățeni ai acestui pământ. Acest deziderat însă, pentru a fi realizat sau pentru a fi atins, presupune mai multe derivate. Cum ar fi? Muncă asiduă aici la noi, acasă, și producerea mai multor bunuri pentru viața prosperă a poporului. Străduință și succese pe dimensiunea spirituală, în cultură, în învățământ, în știință, în credință. Și numai puțin importantă este o politică externă coerentă de pace, bună vecinătate și colaborare cu țările lumii. Ori patriotismul nici într-un caz nu înseamnă autoizolare. Dacă pentru început s-ar obține mai mult în aceste domenii, am putea începe a vorbi și despre progresul țării, fie și în stare incipientă. Dar la modul general, desigur că categoria ideii naționale este una mult prea sofisticată și filozofică și ar fi bine ca în această privință se pronunță savanții în materie. Integrarea europeană putea deveni o idee națională așa cum s-a întâmplat și în alte țări, dar nu și la noi. De ce? Cine trebuia și cine trebuie să fie inițiatorul și promotorul unei atare idei? Și ce rol în asemenea cazuri revine instituției prezidențiale? Integrarea europeană constituie un mecanism, un aspect al realizării ideii naționale. În rest, referitor la procesul de integrare europeană, eu deslușesc în întrebarea dumneavoastră mai multe note de pesimism și vreau să vă contrazic, pentru că situația ca atare este de altă natură. Eu vreau să spun că integrarea europeană a figurat pe ordinea de zi a tuturor guvernărilor de după proclamarea independenței. Guvernări care au activat în condiții specifice, corespunzătoare etapelor respective ale tranziției. În 1994 am semnat acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. Act precedat de adresările mele către comisarii europeni. Deci s-a dat curs practic alinierii la această prestigioasă organizație. Pe parcursul mandatului celui de-al doilea președinte, acest acord a fost ratificat de către țările membre și a început realizarea lor. După anul 2009 s-a proces la negocierea acordului de asociere și liber schimb cu această organizație și până la urmă el deja a fost semnat și ne bucurăm că moldovenii călătoresc în Europa fără vize. Nu putem vorbi de rămânerea
În urmă, dacă ne referim la aderarea Republicii Moldova la organizațiile europene, dimpotrivă, țara noastră este considerată pionier în această ordine de idei. Privitor la rolul instituției prezidențiale pentru progresul țării, fără îndoială el este primordial. Cu siguranță, pentru un cetățean de rând, lista regretelor după un sfert de secol de existență a țării este mai lungă decât cea a reușitelor. Ce ar trebui să creadă cetățeanul? Că nu a ales corect guvernarea, că nu s-a născut în țara potrivită, poate, sau că țara nu e în stare să se autoguverneze? Deci, într-un caz, nu trebuie să considerăm că nu ne-am născut în țara potrivit. Țara este a noastră și ne este dată de Dumnezeu, dar vis-a-vis de guvernările, eu vorbeam mai sus, ele au activat în condiții specifice, primele s-au consacrat mai mult creării și consolidării statului, demărării reformelor economice. Din păcate, în virtutea unor pricini mai mult obiective, nu s-a reușit soluționarea problemelor sociale. A urmat mai apoi o perioadă de stagnare, iarăși repet, din punctul meu de vedere, ca în anul 2009 la putere să revină forțele democratice, care iarăși din nefericire s-au compromis total prin admiterea furtului miliardului. Deci, dacă e să facem o concluzie, putem pune reticențele pe seama guvernărilor. Dar, iarăși, noi trebuie să rămânem optimiști. Trebuie să rămânem optimiști și să încercăm să reparăm situația. Deseori, domnule președinte, se creează impresia că guvernarea se îngrijește mai mult de imaginea sa în afara țării decât în fața propriilor cetățeni. De ce? De ce se întâmplă asta? Probabil că din cauza lipsei răspunsurilor plauzibile la întrebările oamenilor. Dar oricum, conducătorii trebuie să meargă în popor, trebuie să meargă la întâlniri, să le asculte păsul oamenilor, să le lămurească până la urmă cauzele situației în care ne-am pomenit și să încerce împreună să dislușească niște căi de ameliorare a situației. Doar nu putem trăi în deznădejde. Repet, trebuie cineva să le inspire oamenilor optimism. Desigur că după asemenea întâlniri se cer efectuate măsuri concrete pentru îndeplinirea promisiunilor. Ori, din păcate, aceasta la noi nu se întâmplă în prezent. Unde vedeți dumneavoastră locul Republicii Moldova și cum ar putea să ajungă acolo? Cu siguranță în Uniunea Europeană. Noi suntem pe drumul drept. De noi depinde cât de lung va fi acest drum.